Un atac lansat de armata rusă cu obuze în Liman a ucis azi 6 persoane și a rănit alte 5. Atacul a fost confirmat și de guvernatorul ucrainean, Pavlo Krylivenko. Este vorba despre o zonă rezidențială din oraș. Aici o casă și un magazin au fost avariate în urma atacului, care a avut loc în jurul orei 10 dimineața. Armata lui Putin a folosit mai multe lansatoare de rachete pentru a ataca sectorul privat.